mandatul nostru. Și o să avem nevoie de apa noastră de năut, locuiește albușuri. Și eu astăzi am să fac acest blat cu apă de năut, 80 de grame. Cântărim totul în grame. 80 de grame de apă de năut. Apoi o să mai avem nevoie de 100 de grame de zahăr. Puteți face și cu miere de albine, dacă doriți. Cu miere de albine. Un praf de sare. Aici mai avem nevoie de 80 de grame de făină. Și 5 grame de praf de copt. Puțin esență de rom. Puteți pune și coajă de portocal, de lămâie, vanilie, ce aveți prin casă. Așa. Și apoi eu am făcut o cremă din 100 de grame de nuci măcinate. Am turnat deasupra o ceșcuță de apă fierbinte, 2-3 linguri de zahăr și esență de rom. Și atât, nimic mai mult. Și o să mai avem nevoie de ciocolată. De ciocolată, eu am și topit aici puțin, imediat o să o amestecăm. 50 de grame. Și aceasta o să fie prăjitura noastră. Și o să o urnăm cu o căpșunică. Așa, acestea sunt ingredientele. Și la ciocolată o să mai adăugăm o lingură de ulei, o linguriță, nu mai mult. Așa. Ciocolata să fie fără lapte, să fie de post, să fie ciocolată neagră. Și am să dau deoparte aceste ingrediente. Aici avem un vas unde o să punem apa noastră de năut. Așa, și avem nevoie de apa de la năut, care locuiește albușul. Punem 80 de grame de apă de năut. Aici am un mixer și am să fac puțin zgomot. Vedeți cum se transformă în albuș? Albușul fals. Și acum am să adaug treptat zahărul nostru. Puțin câte puțin și amestecăm până o să facem ca o bezea. Deci acesta este albușul fals și adăugăm zahăr puțin câte puțin. Așa, vedeți cum se transformă? Așa, am să adaug un praf de sare și amestecăm. Încet, încet prinde formă și se îngroașă. Așa.
încet, încet, bătut bine, se îngroașă și se transformă într-o bezea falsă, într-o bezea de post. Puteți bate doar apa de năut și faceți ambușul. Puțin și este gata. Se aude zgomot mare de el. Nu. Puțin. M-am mai suportat câteva secunde să bat. Este mai bine să vă arăt exact cum se face și decât să-l bat înainte. De aceea am preferat să-l bat împreună cu voi acest albuș, această bezea falsă. Așa, am să las așa, ca să dau deoparte. Și am să las așa. Aici. Așa, și acum, ia să vedem, aveam o paletită. Și o să adăugăm pe rând. Am adăugat sarea, o dăm deoparte. Așa. O să adăugăm și puțin rom. Puțin. Așa. Adăugăm și făina cu praful de copt. Așa. Și acum cernem. Acum cernem făina cu praful de copt. Așa. Cernem aici bine făina cu praful de copt. Așa. Și amestecăm cu această paletă, încet, încet. Vedeți că se comportă exact ca oul. Acest albuș fals realizat din apa de la năut. Așa. Și amestecăm așa. Eu mi-am pregătit și o tavă. Bună ziua, Mariana, bună ziua! Astăzi internetul nu merge așa bine. Bine ai venit! Așa. O tăviță, vedeți? Este de 18 de diametru. 18. Și o să iasă un blat micuț. Aici avem... I-am dat albușul nostru fals cu făină și o să punem totul în tava noastră și dăm la cuptor la 180 de grade, circa 15 minute. O controlăm cu scobitoare. Așa. Și punem blatul nostru aici. Așa. Vedeți consistența cum e? Seamănă cu oul. Așa. Platul nostru de post. Facem o prăjiturică
și o salată de înghinare. De post astăzi. Așa. Așa. Și acum dăm la cuptor la 180 de grade, cum spus, circa 15-20 de minute și încercăm cu scobitoare. Și acesta este blatul nostru. Este blatul. Eu mi-am pregătit aici puțină ciocolată pe care eu am topit-o. Crema. O cremă făcută din 100 de grame de nuci. Cu 2-3 linguri de zahăr, puțin rom și apoi am opărit nuca cu o ceșcuță de cafea. Cam așa, o ceșcuță de cafea. Cam așa să fie. O ceșcuță de cafea cu apă fierbinte. Și aici peste ciocolată topită. Vedeți? Ciocolată topită. Așa, am să pun o linguriță de ulei. Mai o să mai avem nevoie de puțin rom, puțină apă și puțin zahăr ca să facem un sirop, să umezim, să însiropăm. Aici o să punem aici avem ciocolată. O să facem siropul și o să punem puțină apă. O să punem puțină apă, o să punem o lingură de zahăr, gustați ca să vedeți cât este de dulce. Așa, una, două, rom, să fie cât mai aromat, amestecăm așa bine, să se topească zahărul. Așa. Un pensonaj, umezim sau punem pur și simplu cu lingurița așa peste blat încet sau cu un pensonaj, vedeți? Luăm cu pensonul și punem așa pe deasupra să-l umezim. Așa. Aici avem crema noastră și putem pune un strat de cremă peste. Punem așa un strat de cremă. Crema de nuci. Așa. O pun pe tot. Așa. Și întindem așa bine. Întindem așa bine peste tot. Așa. Așa. O prăjitură simplă, bună, gustoasă, de post. Întoarcem așa peste tot și punem. Așa. Și dacă faceți 2-3 blaturi, puteți face un tortuleț înalt. Așa. Am pus toată crema deasupra. Și așa să punem aici. Așa.
Așa. Aici avem ciocolata. Aici avem ciocolata. Iată, ciocolata pe care eu am topit-o. Și amestecăm. Amestecăm cu o linguriță. Punem și o lingură de ulei. Așa. Nu mai mult. E de ajuns. Vedeți? Și amestecăm. Și o să punem peste tort. Așa. Aici am 50 de grame de ciocolată și acum o punem pe tort. Așa. Și întindem așa peste tort. După ce am întins bine peste tot, așa, o să decorăm cu căpșunica noastră. Ia uitați. Așa. Aici avem căpșunica noastră. Da? O luăm și o tăiem. Dacă dorim, putem pune și frunzulița pentru decor. Dacă nu, o tăiem așa, în patru. Sau în două. O tăiem așa, în patru. Și punem așa peste. Așa. Vedeți? Tortuleți simplu. Prăjitură de post.